Scandal public în familia Ghimpu. Mărul discordiei este un ar de pământ. Vărul președintelui interimar Vladimir Ghimp își acuză ruda care împreună cu un alt verișor, Dorin Chirtoacă, încearcă să-l deposedeze de o porțiune de teren agricol. În cadrul unei conferințe de presă, Vladimir Ghimp, împreună cu avocatul său, au prezentat titlul de proprietate asupra unui teren de 10,4 ari în suburbia Chișinăului. Pe de altă parte, Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă susțin că arul de pământ din terenul vărului Vladimir Ghimp le aparține. Vladimir Ghimp susține însă că în urma unei întrevederi verbale cu tatăl lui Mihai Ghimpu, acea bucată de pământ aflată în proprietate a fost utilizată ca drum pentru a ajunge pe teren. Tatăl lui domnul Mihai Ghimpu e fratele lui tata meu. Și mai ne poate lasă în drum pe aici, că pe la vale mi-e greu să trec cu tractorul, să arb cățca de pământ. Drumul improvizat a fost utilizat 10 de ani până când moștenitorii nu au ajuns la putere, susține Vladimir Ghimp, și au decis la cei 30 de ani să-și mai adauge unul. Potrivit avocatului Radu Bușilă, cei doi, spre deosebire de Vladimir Ghimp, nu au niciun document care ar demonstra dreptul de proprietate, aceștia având însă în prezent puterea în mâinile lor. Câteva imagini de amator demonstrează faptul că primarul Chișinăului nu a ezitat să vină la consilierii din Colonița, care imediat au adoptat o decizie nouă, potrivit căreia terenul lui Vladimir Ghimp s-a micșorat. Prezența acestor demnitari în cadrul ședinței Consiliului Local Colonița poate fi catalogată ca un abuz de serviciu din partea acestor persoane. Mihai Ghimpu nu a oferit detalii referitor la acest scandal, declarând doar că îi este rușine că are astfel de rude. Poziția actuală a președintelui interimar diferă de cea de la începutul anului, când Mihai Ghimpu încerca să-și convingă alegătorii de lipsa de interes. Am și eu de la mama rămas, suntem buruieni, nu știu? Nu, clar că nu se l-am dat eu la... Însă așa, mulți suntem buruieni, l-am dat la un... Cu mătru are 5 sau 6 copii, zic, n-am măcar hrănește. Plătesc impozitele, eu, magazinul, el are folos, dar eu mă e rușine să stai în buruieni. Olica Sâh, Vitali Drăgălin, pentru NIT.